24 septembrie 2012. O știre face ocolul televiziunilor. Un deținut de la penitenciarul Jilava și-a atacat cu un picior de scaun colegii de celulă, pe doi dintre ei băgându-i în spital. Dacă agresorul ar fi fost la prima acțiune violentă, știrea ar fi trecut neobservată, dar autorul era la a nu știu câta recidivă, atât în spațiul penitenciar, cât și în afara lui. Avem de-a face cu un profil de personalitate în care niciodată n-a fost mai bine ilustrată instinctivitatea primară a individului, agresivitatea, spontaneitatea atacului, toate acestea vorbind de minusuri în ceea ce privește raționalizarea mentală, chipzuirea asupra comportamentelor, asupra consecințelor faptelor sale. Asemenea atacuri sunt destul de frecvente în pușcării, unde deținuții încearcă să-și regleze conturile prin forță.